Am revenit. Continuăm. Astăzi am venit cu mama, tata, iubitul meu și prieteni. Am un iubit, nu de foarte mult timp, îl cheamă Cosmin, are 21 de ani. Lucruri în comun pe talent nu avem. Da, cred că l-am sedus cu cântatul. Părerea mea asta este. Mi-o zice de foarte multe ori că am o voce frumoasă, dar apreciez mult la el. Da, mă simt pregătită. M-am pregătit foarte mult pentru concursul acesta. Am emoții. Mai de ce? Calcula câte concurs, festivaluri de genul ăsta, cum e X-Factor, ai participat? Peste 10. Da. Și ai avut emoții la fiecare? Da. Mă, dar știi care e faza aia? Fii atent. Dacă nu mai... n-ai mai avea emoții, n-ai mai face chestia asta cu plăcere. Ai venit aici în scârbă. Așa este, ba da, așa este. Tu vii să prinde plăcere. Bună! Bună! Salut! Haideți, stați așa! Salut! Vine aici, tu pleca! Of, Doamne! Doamne! Nu-mi bloc artista, dragă! Cine sunt cei din spatele tău? Și mai ales domnul care vrea cine să te... Cine e ciudatul? Este iubitul meu. Nu se vede! Mama și tatăl meu. Nici dacă era nu frate, tu nu se băga. Nu se vede. Dacă era frate, începe cariera muzicală și pe modelul... Să nu se vadă, să nu mea nimeni, să rămână a mea. Ce s-a întâmplat? Să nu strici părul. Du-te. Baftă, rămânem noi cu ciudatul. Ia vină acum. Bă, nu te mai băga în cadre. Ce și nu ai intrat la X-Factor și deja ești gelos. Dacă aș trece mai departe, l-aș vrea mentor pe Horia Brenciu. Horia e tatăl tuturor. Da, este un om atât de haios și îmi place atât de mult de el, îl iubesc încât nu mă deranjează și dacă mă bate cu motora și dacă mă aleargă prin studiouri, eu nu sunt ok. Atenție, liniște! E. Liniște! Liniște, bro! Doamnelor și domnilor, bună seara, domnișoară! Bine ați venit la X-Factor! Bine v-am găsit! Vă văd foarte încrezătoare! Nu știu eu. Vrei să mai intri o dată cu... Ia. Cu entuziasm? Te rog frumos. Hai, dacă nu... Hai. Dacă tu intri așa, ai pierdut totul din prima. Te rog frumos. Vreau să văd dăruire. Afecțiune. Asta e. Bună seara. Bună seara. E, vezi? Vreau să te întreb cum te numești. Mă numesc Ana Bianca Tache, am 18 ani și sunt din București. Am înțeles că tu ai o carieră muzicală excepțională. Nu neapărat excepțională, am o carieră muzicală destul de bună. Eu am început mai întâi să dansez și ai mei au descoperit că am voce și am mers la școala de arte și acum sunt aici. Ce istorie, ce istorie! Baftă! Mulțumesc frumos!